Primăria municipiului Hunedoara va construi 24 de apartamente pentru tinerii proveniți din comunități marginalizate sau defavorizate, cu ajutorul unui proiect în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Ieri, 26 februarie, a fost semnat contractul de lucrări cu compania care a câștigat licitația derulată pentru proiectare și execuție. Este un proiect pe fonduri europene, mai precis pe PNRR, cum îi spune, Programul Național de Redresare și Reziliență. Și am scos la licitație proiectarea tehnică și execuția la 24 de apartamente pentru tinerii proveniți din comunitățile marginalizate, defavorizate. Practic este un grup țintă care se poate încadra la obținerea acestor apartamente. Este un proiect de aproximativ 2 milioane de euro. Lucrările considerăm că ar putea începe în partea a doua a acestui an, vor dura aproximativ 21 de luni și până atunci se va întocmi planul urbanist de detaliu pentru zona respectivă. În ce zonă? Niște locuințe foarte frumoase, aproximativ 54 de metri pătrați are o locuință, apartamente cu două camere, bucătărie, hol, cămară, baie. Și ce este interesant, un bloc va avea doar 6 apartamente, deci sunt blocuri mici, doar de 6 apartamente, care vor fi construite pe un teren care se află în proprietatea municipiului nostru, situat chiar lângă fosta școală generală 10, care de curând am modernizat-o tot pe fonduri europene. Practic încercăm să mobilăm toată zona respectivă. Sunt clădiri ecologice cu eficiență energetică ridicată, iar beneficiarii locuințelor, așa cum am spus, vor fi tinerii cuprinși între 18 și 35 de ani care provin din grupurile vulnerabile, au venituri reduse, obligatoriu nu au deținut și nu dețin o locuință, deci asta este o condiție obligatorie. Criteriile încă nu au fost stabilite în detaliu, prima trebuie să vedem ridicate blocurile. Sunt niște proiecte tip, practic, ale Ministerului Dezvoltării. Noi am semnat cea de finanțare de mai mult timp, am parcurs procedurile legale de licitație și zilele acestea a fost semnat contractul de proiectare tehnică și de execuție. Criteriile de alocare a viitoarelor locuințe nu au fost încă stabilite în formă definitivă, însă, în mod sigur, familiile de tineri care au copii vor avea puncte în plus în cadrul procedurii de repartizare, a mai declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu.